Îngerul păzitor al Pirjarului. Un om se întorcea de la târg. Fusese să-și cumpere de alegurii și avea căruța încărcată. Bietul măgăruș de-abia o ducea. La un moment dat începu o ploaie deasă, deasă, de ziceai că toarnă cu găleata. Omul grăbi măgarul pentru a ajunge mai repede acasă, dar cărarea se umplu de apă de nu mai vedeai pe unde mergi. Măgarul înainta tot mai greu. Cărarea se transformă într-o mocirlă, iar căruța se afundă într-o groapă. Dar fiindcă era prea încărcată, degeaba se opinti măgarul, degeaba suduia birjarul, că nu reușiră să se urnească. Birjarul tot lovea animalul, îl biciuia peste spate, aproape lăsându-l fără piele, dar nu obținea nimic. Atunci chemă în ajutor îngerul lui păzitor și promise că va aprinde o lumânare în cinstea lui. Înainte de a porni să cauți lumânarea, se auzi o voce: încetează cu biciuirea măgarului tău și dă-te jos din căruță ca să fie cât mai ușoară. Apoi caută bolovan și astupă groapa. Prinde bucata aceea de lemn și folosește-o ca pârghie. Birjarul urma înmărmurit indicațiile date de voce. Când mână din nou măgarul, căruța ieși cu ușurință din mocirlă. S-a întâmplat o minune, striga el transpirat din cauza efortului. Vezi, bubui vocea, chiar tu ai făcut minunea. Ajută-te că și Domnul te va ajuta. De atunci omul nu a mai bătut măgarul, iar când căruța era încărcată, mergea pe lângă aceasta. Dar nici nu mai aștepta ca îngerul păzitor să facă minuni, ci își punea mintea la lucru. Ținuse minte sfatul îngerului.